Salutare, prieteni! Bine ați venit la o nouă lecție de limba germană. În primul rând, mulțumesc pentru că mă urmăriți în număr atât de mare. Și să începem această lecție. Astăzi vom învăța cum punem întrebări în limba germană. Cu cele trei verbe foarte uzuale, lernen, a învăța, machen, a face și gehen, a merge. Să începem cu lernen, care înseamnă a învăța. Lernst du? Lernst du? und lernt ihr lernt ihr und voi învățați, wo imwäthi? lernst du heute lernst du heute und astăzi, lernt ihr morgen lernt ihr morgen und mâine, voi învățați wohin Lernst du für die prüfung, Lernst du für die prüfung, um für Examen. So, <sus> <sus -us> vedem acum cum Machen a. face. Machst du Tee? Machst du Tee? fachst chai. Machen Sie Tee? Machen Sie Tee? Faceți chai. Duneva strface chai. Machst du etwas heute? Machst du etwas heute? Faci ceva astăzi? Germani, țevat mai spun: Machst du was heute? Nu mai spun etwas. Machst du was heute? Macht Hans Kaffee? Macht Hans Kaffee? face Hans cafea. Macht ihr die Hausaufgaben? Macht ihr die Hausaufgaben? Voi vă face temele? Machen wir eine Pause? Machen wir eine Pause? Facem o pauză? Să vedem acum câteva întrebări cu Gehen. A merge sau en bla. Geht sie nach Hause? Geht sie nach Hause? Merge a casa. Gehen wir ins Bett? Gehen wir ins Bett? Merge pat. Geht ihr in die Kirche? Geht ihr in die Kirche? mergeți la biserică? Voi mergeți la biserică? Geți du a arbeiten? Geți du gerne arbeiten? Mergi cu plăcere la muncă? Încă o dată să nu uităm cele trei verbe cu care am învățat să facem întrebări astăzi. Lernen, a învăța. Machen, a face. Și gehen, a merge. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că v-a fost de folos aceste informații, încă o dată mulțumesc pentru că mă urmăriți, până data viitoare, spor la treabă! Salut!